Oceanele vaste ale Pământului sunt niște minuni ale naturii incredibile. Ne-au captat atenția și ne-au provocat imaginația încă din antichitate, iar misterele adâncurilor acestora încă ne intrigă. Deci, ce s-ar întâmpla dacă am scăpa de oceane pentru totdeauna? Ce mistere vor ieși la iveală? Ce se va întâmpla atât planetei cât și nouă ca specie? Răspunsul nu poate fi atât de simplu pe cât ați crede. Înainte să ne afundăm în problemă, haideți să lămurim un lucru clar. Este o mulțime de apă în oceanele planetei noastre, mai exact 1.340.000.000 de kilometri cubi de apă. Am putea umple Marele Canion de mai mult de 3.000 de ori cu această cantitate. Este apă de ajuns pentru a umple 352 de trilioane de dulapuri, 670 de trilioane de bidoane de apă mici, iar dintr-o altă perspectivă, ar fi de 47 de ori mai multe bidoane de apă decât firele de nisip de pe întreaga planetă. În mod evident, nu ar fi prea eficient dacă am înmagazinat toată apa oceanelor în bidoane de apă, dar aceste perspective ilustrează volumul imens de apă care se află în fiecare vale și loc neexplorat din adâncurile oceanelor. Deci, cu o înțelegere mai amplă a cantității colosale de apă din oceanele planetei, este timpul să ne dăm seama ce se va întâmpla cu adevărat dacă am aruncat toată apa în spațiu. Sunt mai multe căi ipotetice pentru a seca oceanul, însă doar trei dintre ele sunt cele mai intrigante metode. Toate aceste scenarii vor avea rezultate extrem de diferite, dar pe scurt o să avem probleme mari dacă ne pierdem oceanele. Pământul va fi la fel de arid ca deșertul, dar o să vorbim despre asta imediat. Haideți să începem prin a apăsa butonul de like. Nu, glumesc. Haideți să începem cu cel mai extrem scenariu. Ce ar fi dacă oceanele ar dispărea instantaneu la mila unui răufăcător cu o mânușă strălucitoare, cum ar fi Thanos? Bineînțeles că vom avea probleme foarte mari. Orice norocos care va fi prins în largul mării ar cădea pe fundul apei, iar pentru prima dată în istoria omenirii o să vedem balene zburătoare care vor zdrobi orice creatură pe care vor ateriza. Înotătorii din apele mai puțin adânci or să supraviețuiască cel mai probabil doar cu câteva fracturi, dar navele din largul mării nu vor fi la fel de norocoase. Poate doar bărcile din apele mici ar putea să scape de mânia gravitației, dar cele din largul mării vor cădea ca plumbul la fund. Toate persoanele care s-ar afla la bordul vaselor de croazieră din apele adânci ale oceanelor vor muri la impactul cu solul. Nu este prea dificil să vedem de ce acest lucru este posibil. Să luăm drept exemplu Titanicul. Atunci când acesta s-a scufundat datorită impactului cu un ghețar, se afla la suprafața unei ape cu o adâncime de 3,2 km. Dacă apa ar dispărea pur și simplu, ar dura 30 de secunde până ce Titanicul va atinge fundul oceanului. Pentru vasele aflate la o asemenea înălțime, gravitația va avea suficientă putere de atracție pentru a face ca viteza de picaj să fie echivalentă cu viteza unui avion de pasageri, adică în jur de 800 de km pe oră. Pentru vietățile marine, moartea va surveni în doar câteva minute. Dacă vor supraviețui picajului, acestea se vor sufoca cu siguranță datorită lipsei apei. Odată ce apa oceanelor va dispărea instantaneu, cei de pe mare nu ar fi singurii care vor suferi de pe urma evenimentului. Se va crea o cantitate enormă de vacuum în spațiul lăsat liber de apa oceanelor, iar aerul din atmosfera Pământului va încerca imediat să umple acel gol de pe planetă. Asta ar forma vânturi sălbatice pe toată suprafața terestră, posibil destul de puternice pentru a sfâșia Pământul. Aceste vânturi ar putea atinge viteze de până la 320 de km pe oră, ceea ce va duce la formarea de uragane și tornade în toate zonele de pe Pământ. Schimbările de presiune de la nivelul fundului oceanelor unde obișnuia să se găsească apă ar provoca cutremure și alunecări de teren la scară mondială de magnitudini catastrofale pentru toate vietățile terestre. Una peste alta va fi un dezastru global, iar schimbările îngrozitoare vor continua să apară pentru mult timp. O să ajungem mult mai repede la efectul pe termen lung al lipsei de apă de pe Pământ. Dar mai întâi, dacă acest eveniment nu ar avea loc într-un timp atât de scurt? Conform legilor fizicii, dispariția bruscă a oceanelor este imposibilă, dar dacă ceva mai puțin real ar avea o oarecare implicare în asta? Să începem prin a ne pune o întrebare pe care orice copil cel mai probabil cândva a adresat-o. Dacă pe fundul oceanelor s-ar afla o gaură de scurgere, iar acea scurgere ar duce printr-o magie toată apa în spațiu. O scurgere obișnuită din casele noastre poate transporta până la 30 de litri de apă pe minut, adică 43.200 de litri pe zi sau aproape 15 milioane și jumătate de litri pe an.
Folosind aceste estimări, va dura aproximativ 80 de quintilioane de ani pentru ca toată apa din oceanele Pământului să se scurgă. Iar dintr-o altă perspectivă, această perioadă de timp este echivalentă cu de până la 6.000 de ori mai mult decât întreaga existență a Universului. Este inutil să spunem că această metodă ar ajuta la ceva, poate doar dacă plănuiești să vizitezi groapa Marianelor în urma secării oceanelor pe parcursul unei vieți de om. Va trebui să se scurgă mult mai rapid de atât pentru a avea un efect notabil și vizibil. Așadar, haideți să găsim un scenariu între dispariția bruscă și scurgerea lină a oceanelor. Privind cum internetul ne face să fim nerăbdători atunci când vrem să aflăm unele lucruri, o să presupunem că toată apa oceanelor va dispărea într-un minut. Dar ce putem spune despre logica acestui scenariu? Un început bun ar fi să folosim conducte lungi cu diametru uriaș, alături de cele mai puternice pompe de apă din lume. Unul dintre capetele conductelor va fi în cea mai adâncă parte a oceanelor și în orice alt loc unde apa se va retrage odată ce oceanele vor seca. Dar celălalt capăt al scurgerii unde va fi? Există o singură opțiune, să lansăm totul în spațiu și să facem ceva să rămână acolo, în abisul cosmic. Acum să revenim pe Pământ, unde cele mai puternice pompe hidraulice din lume sunt folosite în Olanda la prevenirea inundațiilor și au o capacitate de a pompa până la 60.000 de litri de apă pe secundă, adică peste 3 milioane și jumătate de litri de apă pe minut. Sub circumstanțe normale, aceste valori ar fi impresionante, dar pentru nevoile noastre de a seca oceanele, cantitatea de apă pompată în spațiu este patetic de mică. Pentru a putea fi capabili să scurgem toată apa oceanelor într-un minut, o să trebuiască să pompăm până la 22 de quintilioane de litri de apă pe secundă, suficientă apă pentru a umple 9 trilioane de piscine olimpice de not. Chiar dacă ar fi să acoperim luna în întregime cu piscine olimpice, tot nu ar putea încăpa un asemenea număr. De fapt, ar fi nevoie de 300 de planete de dimensiunea lunii pentru a putea încăpa 9 trilioane de piscine olimpice. Aceasta este doar prima problemă și nu cea mai gravă. Cel mai greu de procurat este puterea necesară pentru a seca oceanele. Este nevoie de 460 de miliarde de pompe hidraulice, dintre cele mai puternice de pe Pământ ca cele folosite în Olanda. Fiecare pompă are nevoie de 4.000 de kW pentru a funcționa, deci teoretic ar fi nevoie de 2 trilioane de kW putere pentru a duce sarcina la bun sfârșit. Și după cum vă puteți da seama, spațiul ocupat de 460 de miliarde de pompe hidraulice este uriaș, așadar ele trebuiesc depozitate în afara Pământului. Priviți numai dimensiunea unei singure astfel de pompe comparativ cu un tir obișnuit. Însă acestea sunt cele mai mici probleme. 2 trilioane de kW putere este echivalent cu până la 12.000 de ori mai multă energie folosită de oameni pe Pământ de-a lungul unui an întreg. Deci, pentru o singură secundă de funcționare, ar fi necesară puterea folosită în decursul a 12.000 de ani. Aveți link în descriere despre posibilitatea folosirii energiei întunecate, pentru că asta pare a fi cea mai bună soluție de a procura necesarul de energie pentru utilizarea 460 de miliarde de pompe hidraulice capabile să arunce apă în spațiu. Să presupunem că putem extrage totuși suficientă energie pentru asta și că avem numărul necesar de pompe. Așadar, ce s-ar întâmpla dacă am seca oceanele într-un minut? Cu siguranță nu va mai exista navigarea pe apă, iar cele mai violente schimbări își vor face prezența încă din primele zile. Datorită pierderii suprafeței terestre reprezentată de apă într-un timp scurt, unele părți terestre ale Pământului care sunt stabile datorită presiunii apei ce consolidează malurile vor suferi alunecări de teren. Odată cu redistribuirea atmosferei în zonele de pe fundul oceanelor, orașele care se află la o altitudine mai mare vor deveni de nelocuit aproape instantaneu. Locuitorii acestor zone ar suferi de rău de înălțime, fiindcă se va produce ceea ce numim narcoza azotului sau beția adâncurilor. Este ceea ce se întâmplă unor scafandri atunci când respiră aer după scufundări de lungă durată. Astfel de orașe care ar fi afectate de secarea oceanelor ar fi La Paz, Bolivia, Lhasa în Tibet și Santa Fe în New Mexico. Dacă ce se poate întâmpla oamenilor din aceste orașe pare un lucru rău, imaginați-vă teroarea resimțită de marinari, pescari și pasagerii vaselor de croazieră atunci când află că sunt blocați la sute de kilometri în largul mării și pe fundul oceanelor secate. Pentru restul oamenilor, cele mai grave efecte vor veni în săptămânile, lunile sau chiar anii următori evenimentului.
Pentru început, nu vor mai exista escapade pe litoral, iar din cauza faptului că apa oceanelor funcționează ca un radiator uriaș, dispariția lor bruscă ar cauza o încălzire globală accelerată. Alături de seceta la scară largă și deshidratarea tuturor viețuitoarelor, uscăciunea și căldura combinate vor cauza focuri sălbatice devastatoare pe tot globul. Orașele de coastă nu se vor mai putea numi astfel, ci mai degrabă deșerturi uscate de sare nesfârșite. Însă faptul că nu vom mai putea merge în vacanță la mare va fi ultima noastră problemă, evident. Știați că o mare parte din oxigenul pe care îl respirăm este produs în mare? Organismele mici numite fitoplanctoni produc în jur de 60% din oxigenul din atmosfera terestră. Dacă toate aceste organisme ar fi trase pe conductele de scurgere sau ar fi lăsate să se usuce pe fundul uscat al mării, oamenii se vor sufoca imediat fără rezervoare de oxigen de urgență. Dacă nu vei muri din cauza sufocării, alunecărilor de teren sau focurilor sălbatice, vei cădea cu siguranță pradă deshidratării. Imediat după dispariția oceanelor, apa izvoarelor și lacurilor se va evapora rapid, iar noi o să rămânem fără apă plată naturală, cu excepția sticlelor îmbuteliate în magazine cu apă de la pânza freatică. Nu ne putem baza nici pe apa de ploaie pentru că soarele se va asigura că evaporă toți norii rămași. Întreg ciclul natural pentru formarea ploii de la vaporii de apă stocați în nori și eliberarea acestora pe sol sub formă de precipitații va lua sfârșit de tot. Deși oamenii de știință vor încerca cu disperare să găsească o nouă modalitate de a transforma materia organică în apă, eforturile lor pe termen lung vor fi zadarnice pentru că până la urmă, majoritatea experimentelor științifice și tot ce ține de acestea, inclusiv cercetătorii în sine, vor avea nevoie de apă. De parcă asta nu ar fi fost îndeajuns de rău, toți peștii și vietățile marine aflate în descompunere pe fundul oceanelor secate or să miroasă ca șosetele de antrenament ale diavolului. În cele din urmă vor fi câteva implicări pe termen lung la nivel cosmic al acestui eveniment trist suferit de planeta noastră. Absența ei va avea un efect major asupra celui mai important vecin spațial, adică satelitul natural al planetei noastre, Luna. Dacă o să supraviețuim în urma acestor evenimente, o să observăm o schimbare mediocră în forța de atracție gravitațională a Pământului. Acest lucru va face ca Luna să se îndepărteze de noi, cât despre Pământ în sine, va deveni în cea mai mare parte un fel de Venus. Odată cu temperatura globală în creștere și evaporarea tuturor surselor de apă, dioxidul de carbon format în urma erupțiilor vulcanice și a altor gaze cu efect de seră se vor forma în atmosferă. Odată ce aceste gaze nocive se vor instala în atmosferă, efectul de seră al Pământului ar fi mult mai sever. Acest ciclu mortal și uscat se va repeta odată cu trecerea timpului, iar Pământul va atinge în cele din urmă temperaturi arzătoare. Și da, în cele din urmă o să murim cu toții, dar cel mai probabil înainte ca tot acest șir de evenimente mortale să aibă loc. Va fi totuși o parte bună a acestui dezastru. Dacă am evita prin orice fel de modalitate să supraviețuim vânturilor puternice, sufocării, înfometării până la moarte, deshidratării sau alunecărilor de teren, s-ar putea face câteva descoperiri interesante despre lucrurile de mult căutate. Ruinele unor avioane dispărute sau nave maritime vor fi găsite cu siguranță. Imaginați-vă cât de incitantă va fi o vacanță pe fundul mării în locul unde se afla Triunghiul Bermudelor sau acelor 11 locuri la fel de misterioase ca Triunghiul Bermudelor despre care am mai vorbit, vă las link în descriere. Misterele dispariților avioanelor și vapoarelor din aceste locuri ar putea fi în cele din urmă deslușite, la fel și alte orașe sau monumente antice înghițite de apă de-a lungul istoriei, cum ar fi orașul Atlantis, orașul Leului din China sau Yonaguni din Japonia. Nu numai descoperirea acestor lucruri va fi deosebită, dar și explorarea groapei Marianelor, cel mai adânc loc de la suprafața oceanelor din lume. Acest loc va deveni un nou canion de dimensiuni uriașe cu o adâncime incredibilă de 11 km. Asta înseamnă că va fi de aproximativ 2 ori mai mare decât canionul Yarlung Tsangpo, care în prezent este cel mai mare canion de pe uscat al Pământului. Groapa Marianelor se poate transforma într-o atracție turistică importantă, cu toate că cel mai probabil vom fi precauți să supraviețuim noilor condiții de mediu alarmante ale Pământului. Este adevărat când se spune că apa este sursa vieții pe planeta noastră. Dacă nu ar fi fost această substanță miraculoasă pe Pământ, probabil că formarea vieții ar fi fost imposibilă.
De fapt, apa este atât de esențială pentru toate formele de viață, încât motoul NASA este urmărește apa atunci când încearcă să descopere noi forme de viață pe alte planete. Deci, dacă auziți pe cineva că ar sugera secarea intenționată a apei de pe Pământ, arătați-le acest videoclip ca să se lămurească mai bine despre efectele acestui lucru. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut, nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!